Doamnelor și domnilor, este miercuri, nu este ora 17, ci este trecut de ora 17, ne cerem scuze pentru întârzierea la începerea emisiunii. Este vorba despre emisiunea În audiență cu primarul Mihai Chirica. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Bine ați revenit în platourile noastre! O toamnă care se anunță bogată de evenimente în Iași. Până acum la emisiunea În audiență am discutat despre reabilitări străzi, asfaltări, trotuare, spații verzi, amenajarea teritorială, să spunem, a municipiului Iași. Aș vrea să discutăm acum puțin despre acțiunile care vor avea loc în luna octombrie în Iași, acțiuni prelejuite de sărbătorile Iașului și de Sfânta Cuvioasa Parascheva. Da, bună ziua din nou telespectatorilor TV Live. O lună plină va fi și nu vorbim din punct de vedere astronomic, ci din punct de vedere a evenimentelor. Sunt foarte importante și acțiunile motivate de sărbătorile Iașului, ca și celelalte despre care vom spicui. Important este că ne continuăm programul de dezvoltare edilitar. Astfel, azi noapte am avut o noapte mai lungă cu turnări de asfalt pe splai. Încercarea este de a finaliza în 2-3 zile maxim, astfel încât să dăm drumul la circulație și să pot închide, de data asta națională, să pot scoate magistrala de termoficare de acolo. Deci este vorba despre splaibacului acolo unde au fost amânate puțin lucrările datorită acelui incident cu... Nu, n-am amânat nimic. E vorba de splai între podul de piatră, și podul... A fost cu ruptura de conductă de gaze. Da. La în 3 zile am rezolvat-o și acum am turnat... Aseară am turnat ceaza, am continuat între podul Cantemir și podul Roș. M-am întronson între națională intersecție până la podul Cantemir și mai rămâne tronsonul de la intrare dinspre podul de piatră, care vrem să-l finalizăm și pe el, că se poate de repede. Deja suntem la faza determinantă, cea care o face cu inspectoratul pentru preluarea infrastructurii și de substraturile de asfalt. Națională. Intenția este să închidem șoseaua națională pentru a putea permite scoaterea magistralei de termoficare, cea care e praf și știți, iarnă de iarnă avem probleme acolo. Așa este. În paralel începem scoaterea bordurilor, punem borduri noi și când dăm drumul la asfalt să dăm drumul pe gata, ca să spun așa, să nu mai avem de umblat acolo o perioadă, sper eu, măcar de un moment. Bun, dar șoseaua națională se va închide între podul Roș și podul de piatră sau întâi între podul de piatră și Cantemir? Întâi o să facem niște subtraversări prin intersecțiile Cantemir, ca să pot permite circulația dinspre Nicolae Iorga, după care o să închidem pe tronsoane lungi, adică între Cantemir și ăsta, podul de piatră, pe urmă între Cantemir și podul Roș. Și în felul acesta să putem finaliza cât se poate de repede acea lucrare. De asemenea, un lucru important de care trebuie să știe și că am semnat contractul pentru reabilitarea pasarelei pietonale peste linia de tren din zona gării. Am semnat în cursul zilei de ieri, cred. Și am emis ordinul de începere a lucrărilor, care vor dura, conform graficului, funcție de starea vremii, dar vor fi 6 luni de lucru. Că o să prind 2 luni anul ăsta și 4 la anul. Că o să prindem o lună anul ăsta, depinde de vreme, și 5 la anul, vor fi 6 luni. Lucrările durează, așa cum spuneam, până spre jumătatea anului viitor, 3,4 milioane, deci asta înseamnă cam 34 de miliarde în bani vechi. Dar rezolvăm o treabă, zic eu, pentru o perioadă lungă de timp. De ce? Desfacem pasarela complet, îi reabilităm toată structura metalică, asta mă doare. O decapăm până la metal, înlocuim elementele care nu prezintă siguranță, da? După care refacem suprafețele de acoperire, pasarela se închide cu pereți laterali, nu te mai avântu pe ea. Nu mai bate vântul. Se pune un acoperiș tip cupolă, sisteme de ventilație să poți elimina aerul fierbinte când se face efect de seră, fierbinte, cald. Iar podeaua va fi din tablă perforată, nu mai facem de lemn, astfel încât să aibă aderență mai bună, rampele se reabilitează, să pune un sistem mecanic de ridicare a persoanelor cu handicap și iluminat, care sper să țină, să nu-l rupă. După stilul... Asta este o problemă. Ea a mai fost iluminată, dar... Din trecere le mai loveau cu piciorul. O să fie destul de dificil de lucrat acolo, pentru că este și un flux de pietoni foarte mare. Cât timpul ne permite de lucru, o să mai suspendăm lucrările, să răsăm la orele de dimineață să vină ele spre cer. Dacă nu o să reușim și nu vrem să-i punem în pericol, atunci o să trebuie să facem suspendarea în totalitate pe anumite perioade de timp. Important este să scurtăm cât mai mult perioada lucrărilor. Suntem în licitație cu 2 poduri peste
sau în lungul Bacluiului, peste Podul Roșie, respectiv Bulevardul Mangeron. Le-am scos la proiectare, în sensul ca să nu mai intri prin intersecția Podul Roșie, când vii dinspre Splaiuri, te duci pe deasupra și îți vezi drumul mai departe, toată lumea pe dedesubt. Perfect. Sperăm să obținem o soluție tehnică bună. Vrem să facem și două elemente arhitecturale, adică să aibă și aspect arhitectural acele poduri, să fie doar de utilitate trafic. Și, desigur, să ne legăm oarecum și noi existența noastră ca edili de niște lucruri utile comunității. Săptămâna viitoare avem și licitația pentru podul peste Cicoare. Ah, cel din Alexandru spre... O ducem la finalizare și cartierul Cicoare, da. O să anunțăm câștigătorul și în felul ăsta o să ne apucăm de treabă și acolo. Deci, practic, avem două poduri. Unul l-am semnat, unul sperăm până spre jumătatea lunii octombrie, încă două în proiectare, mai avem încă două proiectate spre Bacului, dar le facem în funcție de cum se dezvoltă zona. Cele care erau vorba dinspre... Bulevardul Dacia. Așa. Și Sarmise Getuza. În felul ăsta, de ce mi-am propus în strategia mea de primar să fac poduri? Pentru că aceste elemente de infrastructură sunt cheia dezvoltării unor zone. Da. Sunt cheia. Deci Cicoare n-ar fi ajuns acest amărât Cicoare dacă el ar fi avut niște căi de circulație peste el. Așa este. Pentru că ar fi venit investitorii. Bun, dar acolo, la cartierul Cicoare ar trebui ca cei de la Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură să-și termine și ei. Să-și termine șoseaua de centură. O să atacăm această problemă și ce vreau să spun este că în cursul zilei de luni, împreună cu directorul ADR Nord-Est, domnul Sandei, care era la Bruxelles, am stabilit o întâlnire pentru ziua de joi, mâine, la ora 14 la primărie. Discuția are două componente principale. Spitalul Regional de Urgență, motiv pentru care va fi Ministerul Sănătății cu reprezentanților, consultanță, etc. Și ADR Nord-Est pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care privește accesibilitatea la Spitalul Regional de Urgență. N-am mai spus-o până acum. Da, da. Pentru că nu putem să creăm un palat al sănătății și să nu putem ajunge, să nu putem ajunge la el. Și în felul acesta vrem să mergem în paralel și cu cea de-a doua componentă a Spitalului Regional de Urgență. Agenda începe de vineri, de fapt de joi, de mâine, cu vizita doamnei ambasadora Franței. Este pentru prima dată delegată în România și este printre puținele ieșiri, nu știu dacă a mai fost în alt oraș până acum, va veni la Iași, ne onorează extrem de mult. Va fi o vizită complexă care vizează comunitatea de studenți francezi, bineînțeles primăria, să spunem predecisorii Franței în Iași, e vorba de generalul Berthelot, Universitatea de Medicină, au aici și Centrul Cultural, au aici cultural și care are... Camera de Comerț Română-Franceză, corect, oficială, care ține de guvernul Franței. Și vrem să îi acordăm toate onorurile unei personalități, a unui stat prieten, care este corect, Franța. Bine, noi am, și ne va ocupa o bună bucată din zi, după care partea a doua zile va fi ce v-am spus legat de Spitalul Regional de Urgență. Avem ședință de Consiliu poi mâine, deci continuăm în același ritm. Pe întâi este deschiderea anului universitar la medicină, da, și a stagiunii de la Ateneul Tătăraș. Pe două, deschiderea anului universitar la CUZA și la Universitatea George Enescu și la Universitatea Petre Andrei. Pe 3 este ziua Germaniei, ziua națională a Germaniei, și voi fi la Ambasada Germaniei din București. Pe 4 avem un simpozion economic cu oameni de afaceri din Franța, care îl vom face și îl vom organiza noi la primărie cu Camera de Comerț Română-Franceză. Pe 5 avem recepția primului lot de autobuze, 12 unități, în prezența ambasadorului Turciei și Japoniei, delegatul Ambasadei Japoniei. Domnul ambasador al Japoniei s-a scuzat, agenda nu-i permite, situația în Japonia nu este chiar cea mai fericită în aceste momente. Pe 6 avem iarăși program cu universitățile ieșene și o ținem, intrăm în sărbătorile Iași de pe nou. Intrăm în sărbătorile Iași. Numai puțin să luăm un telefon, că avem un telespectator care așteaptă de mult. Alo, bună ziua! Nu e nicio problemă, că aștept de mult. Mă bucur că am avut din nou pe domnul primar. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, mulțumim de telefon și de intervenții. Vrem înainte de vă mulțumim suflet astăzi de noi. Pe Bulevardul Ceasul Sete am reușit să modernizăm întreaga curte și atât în curte cât și pe nivelul străzii
municipale, partea din stradă. Și primim celor de casa invitați, au venit cu utilaje, cu mulțumim și noi. Echipe mixte care au intervenit pe linia modernizării acestui teren. O a doua chestie care am putea să vă spun, aminte audiența de trecut, este că la strada principală unde se ține bordura unde s-a pus pavele, lucrarea nu s-a terminat acolo. A rămas neterminată, cred că de câteva luni, sau chiar de un an, de zile. Și să vedem dacă se poate remedia și această problemă. Vede totuși foarte, adică arată atât de frumos s-a aranjat acum și a rămas pavelatul. Am înțeles. Am notat. Da. Am notat. Mulțumim tare mult de telefon. O să vedem. Acolo este drum european. Și păcate vă mulțumim din super că sunteți de noi și astăzi de noi. Multă sănătate. Mulțumesc foarte. Mulțumim pentru telefon. Da. Mi-am amintit dumneavoastră, este de la... locuiește în Cearoseti, la centrul nostru, și acțiunea cu pământul, cu jardinierele, cu spațiile verzi. Da. Bun. E bine că au simț civic. Acolo drumul principal, Cearoseti, este drum național și pe urmă se transformă în drum european. Da. E 585. O să vedem ce putem face cu împreună colegii la drumurile naționale. Înainte de a trece la subiectul cu acțiune, am văzut că aveți aici un răspuns și este într-adevăr unul interesant, comentarea unui semafor. Da, e legat de o solicitare pe care ne-a făcut doamna Stolerencu cu un semafor pe zona dinspre Sarmise-Getuza. L-avem în lucru la Comisia de Circulație și așteptăm avizul la Poliția Rutieră pentru semaforul de pe strada Calea Galății, la intersecție cu V. Urechea, unde este un trafic cu copii foarte mare și sper să-l materializăm cât mai repede. De obicei, acolo unde e traficul de copii, ar trebui să... Sărbătorile începe nouă. Pe nouă încep sărbătorile. Sau, mai bine spus, intrăm în sărbătorile orașului, când vor fi instalate toate modulele din care vor face comercianții, în special cu ei începem. Târgul de Blănuri pe zona Negri. Exact, ieșenii asta sunt interesați. Dom'le, unde Târgul de Blănuri, numai Târg de Blănuri va fi acolo pe zona Negri? Târg de Blănuri și de Căciuli. Da. Și pielărie, în general. Adică pe partea dinspre Hala Centrală va fi Târgul de Vinuri, în corturi mari, ca să nu mai apară tot felul de, eu știu, zgomot și altele. În zona... strada Palat. Pe strada Palat nu se face nimic. Nu se face nimic. Bun. Nu mai ocupăm strada Palat nicio secundă. Pe strada Ștefan cel Mare, pe bulevard, vor fi organizate module dintre astea de lemn de care avem noi, cu artizanat, pe de o parte, dar nu numai. Fiecare producător de vinuri ieșean va avea căsuța lui. Bucium, Cotnari, Țibu, Grama, toți cei care sunt autohtonii noștri. Și domnul de la Trivești, Hermeziu. De asemenea, mai avem doi producători de legume fructe din județul Iași care vor să vină și ei, tot așa cu produse autentice din Iași. Producători de miere, deci Prisaca Bârnova. Tot pe bulevardul. Tot acolo. O să mai vină un producător de dulceață din Costoleni-Hilița. O să avem un producător de produse recunoscute național ca produse tradiționale. Este vorba despre o doamnă cu care m-am întâlnit la Bârnova, Vișan, de fapt, și mi-a spus că vrea să vină să-și promoveze produsul și neași. Am fost absolut de acord. Produce zacusca de Bârnova, cred că ați auzit. Aolea. Și cred că face și o plăcintă cu nucă care a reușit dumneai să-i pună ștampila de produs autentic tradițional eșan. În rest, producătorii de artizanat, ie și alte produse artizanale, blănuri, în fine. Bun, deci ei vor fi, să spunem, masați pe bulevardul Ștefan cel Mare, în căsuțe, în spatele Halei Centrale și în fața Halei Centrale. Și în fața Halei Centrale, dacă cererea, și am văzut că cererea e destul de mare, o să mai facem un complex de până în 20 de unități, tot de tip căsuță, în zona Piața Unirii. Așa, da. Imediat după Filit. Și Târgul de Meșteșugar, care îl organizăm de regulă în Parcul Expoziții. Acolo este... Ce nu vom primi. Deci vom primi orice produs de calitate care este reprezentativ pentru România. Că e făcut în sudul țării, nordul țării, est sau vest, nu contează. Important să fie reprezentativ. Nu vom primi farfurii de Ikea,
Șuierător de plastic cu zumzăiel de nu știu care și alte minuni de astea și le-am dat ordine la poliție, marfa se confiscă. Adică, pe lângă faptul că se tranzacționează, cred că ilegal, ne creează și un prejudiciu de imagine și nu glumim chestiile astea. Să nu zic că producătorii, domnule, dar asta înseamnă discriminare. Prins, da, problema e simplu, l-am prins, i-am închis mustăria, îi dau restul de bani înapoi pentru zilele care a plătit pentru toată perioada, le iau pe sus, l-am pus pe platformă și îl târi afară și situația e foarte simplă. Vom încerca să păstrăm un nivel de șoconduită cât se poate de elegant acolo, pubele noi, avem aspiratoarele de stradale, da. 10 bucăți, o să facem ture prelungite, o să acordăm o atenție deosebită pentru pelerini, montăm din nou copertinele de protecție, dar de data asta le pun o folie de protecție mai a cătării. Am reușit să reparăm tot în spate, deci toate trotuarele sunt ștoc, știu, da. Marcate, trasate, curățate, spălate, le vom spăla cu șampon, le facem ca totul să fie ca pentru, să spunem, niște gazde primitoare, puncte de informare împreună cu Mitropolia Moldovei și Bucovine și tot ce va fi nevoie ca ei să se simtă bine aici. Vom avea posibilitatea ca împreună cu Crucea Roșie să organizăm niște puncte de intervenție. Deci am pregătit toate modulele. Avem noi 8. Le vom amplasa 2 sau 3, mai mult ne trebuie, astfel încât să putem să-i organizăm acolo. O să iau niște paturi de campanie și într-un modul pot pune 10 paturi de... acolo. Și putem trata acolo. Avem bucuria să vedem și inițiativă privată care vor să sprijine acțiunea, în sensul că un producător local de produse alimentare vrea să deschidă permanent un punct de distribuție pentru gogoașe. Să le dea gratuit timp de cât ține rândul de pe când vin ei și până se va termina, cât va dura, câteva mii, zeci de mii, sute de mii, câte vor fi, da. Le va dărui acest lucru la cei de acolo, cu atestat sanitar veterinar, deci vine cu personal care este specializat pentru asta, masa pelerinilor pe data de 14 după slujba de la Mitropolie și, desigur, pe data de 14 seara valorilor. Voi fi întrebat noutăți deosebite. Noutăți? Noutățile le vom discuta după o pauză publicitară, dar haideți întâi să luăm un telefon. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, stimate domnule Miron! Bună ziua! Bună ziua, stimate domnule primar! Bună ziua, vă salut! Mă numesc Radu. Și, în primul rând, vreau să vă felicit pentru toată activitatea pe care ați desfășurat-o, desfășurat și, cu siguranță, o veți desfășura în municipiul Iași, în acest prim mandat. Și o întrebare, dacă se poate. Stimate domnule primar, aveți cumva în plan organizarea sau amenajarea, să zic așa, a parcului Voievozilor din Alexandru, pentru că este foarte mult spațiu verde și constat că nu e amenajat, bineînțeles, făcând comparația cu cele pe care le-ați deja arată la un standard excepțional. Asta era întrebarea. O seară bună vă doresc și mult succes! Mult succes. Mulțumim, mulțumim! Da, era, făcea parte, ne citim gândurile și nu e provocată relația telefonică, băieții din studio sunt exact, partea aia la... Da. Da, este un program pentru Alexandru. Probabil că ați și observat ceva mișcare pe acolo. Nu ne oprim în acest an, sigur, nici nu o să le putem rezolva în acest an. Intențiile sunt foarte simple. Toate zonele de spațiu verde din parcul Alexandru, de la Olimp la Neptun și legătura cu bulevardul Alexandru cel Bun, vor fi refăcute 100%. Instalații de udare, gazonat, floare și plantă. Instalațiile de udare deja erau montate, parte, dar au fost și distruse. Există și le-am verificat. O să încercăm să găsim alte formule, o să încercăm să întâi să facem și niște drenuri, da. Pentru că ați văzut, zona se inundă. Așa este. Pavajul nu trebuie schimbat, trebuie curățit, trebuie să vedem un pic, porumbei sunt foarte frumoși. Nu, dar am văzut... Da, scostisitor la întreținere. Nu, dar să știți că între cinematograful Dacia și Boulevard au fost câteva lucrări zilele acestea. Păi am trimis eu și am mai ridicat pavajul, exact, ca să pot depăși perioada de iarnă. Da. Pe platbanda de spațiu verde care a rămas când vii dinspre Alexandru cel Bun, spre cinematograful Dacia, acolo o să pavelăm cu niște pavele ecologice. De ce? Orice am face noi, porumbeau ras tot, da, orice sămânță, nu știu. Și acolo să punem niște pavelele de astea ecologice și o să încercăm să regazonăm sub o altă formulă tehnologică. Ce intenționez? Și colegii mei știu că am discutat cu ei. Fiecare parcelă de spațiu verde, că ele au o formă regulată, dreptunghi de regulă, va putea deveni o zonă atractivă din punct de vedere
cultural, estetic și urbanistic în același timp, în sensul că pentru anul viitor ne-am propus să facem o tabără de vară de sculptură și am vrea o sculptură în piatră, nu o sculptură în lemn. Tema este clară, este tema centenar, iar toate operele artistice care vor ieși de pe mâna sculptorilor să fie amplasate și în Parcul Voievozilor, că vor fi mai multe decât în cap acolo. Da. În felul ăsta să mobilăm pe tema centenar, să rămână în memoria locuitorilor. Dom'le, uite, această statuie s-a montat aici, sau grupul acesta de statui, la 100 de, la 100 de ani de la România cea mare. Și în felul ăsta să nobilăm toată zona. Sigur, contribuția mediului privat și a locuitorilor este importantă. Iată. Unii dintre ei au reacționat foarte frumos. Am văzut că au apărut o extindere frumos cu modificare de fațadă, farmacia respectiv, cel cu haine pentru acolo. Copii. Exact. Lucru care încerc să-i conving, dacă nu reușesc cu vorba bună, o să încerc să le arăt și conținutul legii. Toți ceilalți care sunt în lung transversal, înspre Olimp, aceeași înălțime, aceeași culoare la fațadă și, să spunem, o uniformizare a reclamei. În felul ăsta o să devină și mai atractiv și o să capete așa o formă de civilizație. Aspectul zonei este absolut normal, dacă spațiile verzi vor avea și câte o statuie și chiar reclama luminoasă care face parte din arhitectura unui oraș. Am uitat să spun că vom încerca să organizăm un mic târg cu produse tradiționale și în zona Alexandru cel Bun acu de sărbători. Vor avea și o zi de spectacol acolo cu muzică populară românească și ceva similar o să facem și în Nicolina pe splanada. Despre asta discutăm după o scurtă pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, nu schimbați programul. Va urma partea a doua a emisiunii În audiență după scurta pauză publicitară.